Nu vă lăsați păcăliți de soarele zilei de luni. Din această noapte și cel puțin până miercuri va ploua și se vor înregistra cantități de apă ce vor depăși local 20-25 de litri pe metru pătrat și izolat chiar 50 de litri pe metru pătrat. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de ploi abundente. Marți 23 septembrie și noaptea de marți spre miercuri va ploua pe arii extinse în sud-estul țării și în zona montană. Cantitățile de apă vor depăși local 20-25 de litri pe metru pătrat și izolat 40 de litri pe metrul pătrat. Vântul se va intensifica mai ales în regiunile extracarpatice și la munte, unde vor fi rafale de 60-70 de kilometri pe oră, iar temperatura aerului va scădea accentuat în toate regiunile. În zona montană înaltă, izolat și trecător, precipitațiile vor fi mixte. Pentru această perioadă, reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Suceava au câteva recomandări pentru conducătorii auto. Poliția le recomandă conducătorii auto ca în condițiile unei carosabil umed să ruleze cu viteză redusă, adaptată condițiilor de drum, să sporească atenția, să adopte o manieră calmă la volan, fără să bruscheze comenzile vehicolului. Fiecare manevră în trafic trebuie să fie efectuată numai după o temeinică asigurare. Înainte de a pleca la drum, informați-vă temeinic despre condițiile meteo și starea drumurilor. Poliția le recomandă conducătorilor auto să folosească corespunzător sistemul de iluminare, semnalizare, cât și cel de climatizare și dezaburire pentru a putea vedea și pentru a putea fi văzuți în trafic, având în vedere vizibilitatea redusă. Nu în ultimul rând, rugăm conducătorii auto începători să evite pe cât posibil conducerea autovehicului în condiții de drum umed, pe timp de noapte și pe distanțe mari, dată fiind experiența redusă și riscul implicării în evenimente rutiere nedorite.